Am convocat o ședință extraordinară a Consiliului Județean pentru astăzi, 4 octombrie, prin discuția numărul 33, 29 septembrie 2022 și vă rog să-mi permite să intrăm în procedură legală de desfășurare a ședinței, cu mențiunea că publicitatea este asigurată prin transmiterea dezbaterilor în timp real pe site-ul Consiliului Județean, precum și prin publicarea pe site-a minutei. Prezența Consiliului Județean la ședință a fost verificată și din 31 de consilieri în funcție sunt prezenți 21. Absenți sunt următorii: domnul Onia, domnul Oprișan, domnul Carabă, domnul Epure, domnul Ghețu, domnul Toader și doamna Marchita. Aură, da, ce scuze. Și doamna Tărlungeanu, domnul Stroie și domnul Lazar. Rog a se consemna în procesul verbal al ședinței că sunt întrunite condițiile de quorum pentru a se desfășura ședința extraordinară de astăzi. Doamne și domnilor consilieri, menționez că au fost îndeplinite până la acest moment toate procedurile impuse de codul administrativ. Proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și de avizele comisiilor de specialitate care v-au fost transmise prin poșta electronică. În conformitate cu prevederile legale, dau cuvântul secretarul general al județului pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20 septembrie 2022. Aveți cuvântul, doamna secretar general. Domnule președinte, doamnelor, domnilor consilieri, dacă sunt probleme pe marginea celor consemnate, înțeleg că nu, vă rog să puneți la vot și să faceți mențiune. Da. Mulțumesc mult! Stimați colegi, avem încă un coleg în sală, domnul Marian Oprișan, așadar vă rog să se consemneze prezența. Și supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20 septembrie. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Dat fiind faptul că în data de 10 octombrie 2022 se lansează sesiunea de depunere a propunerilor de finanțare în cadrul operațiunii B1, renovarea integrată, aici vorbim de consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirilor publice, prin PNRR, criteriul de selecție a acestora fiind competitiv, primul venit, primul servit, până la epuizarea fondurilor alocate, este necesar ca autoritatea deliberativă să se pronunțe de urgență cu privire la oportunitatea accesării sursei de finanțare în scopul mai sus precizat. De asemenea, și celelalte proiecte propuse pe ordinea de zi au justificarea urgentă în cadrul referatelor de necesitate care vă însoțesc, drept urmare sunt întrunite condițiile pentru a fi discutate în cadrul unei ședințe extraordinare. Stimați colegi, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi sunt înscrise următoarele proiecte de hotărâri. 1. Aprobarea depunerii proiectului Consolidare și Restaurare Sala de Lectură a Bibliotecii Județene Prancea, situată în județul Prancea, municipiul Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, numărul 4B, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta cei 5 valuri renovării, axa 2. 2. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit devizului general și a valorii obiectivului de investiții, consolidare, restaurarea și punere în valoare, Muzeul Vrancei, clădirea Tribunalului Județean din lista de monumente istorice, strada Cuza Vodă, numărul 8, Focșani. 3. Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare, DG205E, Vidra, Vizanta, Livez, Câmpuri. De asemenea, stimați consilieri, după convocarea Consiliului Județean în ședința de astăzi, a fost întocmit încă un proiect, aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Vrancea pentru finanțarea unui UAT Vrancea pe anul 2022, care, de asemenea, nu poate aștepta convocarea Consiliului de ședință ordinară, având în vedere că sumele propuse la rectificare au ca destinație înlăturarea riscului de deconectare de la utilități a Spitalului Județean. Ca atare, vă propun să suplimentăm ordinea de zi cu acest proiect, cu mențiunea că și acesta a parcurs etapele impuse de codul administrativ pentru a putea fi supus dezbaterilor. Așadar, stimați colegi, vă supun la vot suplimentarea proiectului ordin de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Vă supun totodată proiectul ordinii de zi în integralitatea sa. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiectele de hotărâri au parcurs procedura completă, iar până la acest moment nu au fost depuse amendamente la Secretarul General al Județului. Totodată vă reamintesc că în situația în care vă aflați în conflict de interese, aveți obligația să nu participați la adoptarea proiectului de hotărâri în cauză și să anunțați acest fapt încă de la începutul ședinței pentru a se consemna în procesul verbal. Stimați colegi, începem punctul 1. Înțeleg că în sala a mai apărut un coleg, domnul Iepure, vă rog să... 23 suntem acum.
Trecem la dezbaterea ordinii de zi. La punctul 1 avem aprobarea depunerii proiectului de consolidare și restaurare sala de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea, situată în județul Vrancea, municipiul Focșani, strada Maior Gheorghe Sava, numărul 4B. Cum vă spuneam, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C5, valul renovării, axa 2. Dacă sunt intervenții, observați pe marginea acestui proiect, vă rog, domnul consilier Marin Vasile. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să vă mulțumesc, în primul rând, că văd acest proiect pe ordinea de zi. Era absolut necesar și mă bucur că s-a găsit această linie de finanțare. Însă aș ruga să aveți în vedere în viitor să venim cu un alt proiect de hotărâre, să încercăm o altă construcție anexă, spațiul mai este acolo, pentru că activitatea nu va putea fi desfășurată chiar dacă vom consolida sala de lectură. Probabil știți și dumneavoastră că spațiul este destul de restrâns pentru activitatea care se desfășoară la această bibliotecă. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult. Da, așa este, aveți dreptate în... Chiar și urmărim chestia aceasta după reabilitare și modernizare, cu siguranță spațiul nu va fi atât de încăpător pentru numărul de volume de acolo și avem în plan acest aspect. Menționez că și doamna Marchitan s-a alăturat cu o ședință de Consiliu, așa de astăzi în 24, creștem. Bun, dacă mai sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot proiectul așa cum a fost prezentat, cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. La punctul 2, stimați colegi, avem actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit devizului general și a valorii obiectivului de investiții consolidare, restaurarea și punere în valoare Muzeul Vrancei. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect, înțeleg că nu, vă supun la vot proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. La punctul 3 avem actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare DJ-205E, Vidra Bizantea Livesc, Câmpuri. Dacă sunt observați pe marginea acestui proiect, înțeleg domnul consilier Micu. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi. Într-adevăr, acest obiectiv era imperios necesar modernizării. Sunt sectoare de drum care prezent prezintă un risc real pentru a circula pe acest drum, dar în același timp v-aș supune atenție o mică problemă sau, mă rog, o dotare pe care eu n-am reușit să o descoper în devizul general, dacă există, nu e nicio problemă, acele avertizoare și denivelări sau calmatoare de trafic din dreptul instituțiilor de învățământ pe care sunt imperios necesare pentru a proteja copiii și nu numai. Vă mulțumesc mult! Da, cu siguranță vor fi luate în calcul. Înțeleg că e o problemă la vizante, nu? La copiii de la grădință trec... Și vidra. Și vidra. Normal că vor fi luate în calcul. Astea fac parte din capitolul siguranță rutieră, dar aici trebuie să intervenim, nefiind prinse la momentul ăsta, ele trebuie ulterior la solicitarea primăriei cu acceptul nostru și al poliției rutiere, fără probleme. Da, e un proiect care licitația deja, unde e Valentina aici? Cât a durat Valentina? Două luni și... Nu. De când? De anul trecut, din aprilie, hai ca să spunem, și suntem în octombrie. Foarte, foarte mult a durat, da. Dar acum suntem... Încheiem contractul astăzi, suntem în unde contestația inspirată. Da? Doamne ajută să fie într-un ceas bun. Oricum a durat foarte mult și finanțarea este una, dacă nu una, chiar cea mai mare la nivel național pe PNDL, adică de la bugetul de stat. Ce companie a câștigat, Valentina? Este compania din județul nostru, Cristilorii Prod SRL. Am înțeles, da. Să dea Dumnezeu să facă față. Bun, dacă nu mai sunt intervenții, vă rog să supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Stimați colegi, după cum știți, la punctul 4 avem și proiectul aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Vrancea pentru finanțarea unității administrative teritoriale județul Vrancea pe anul 2022. După cum bine ați observat, principala, să zicem, urgența aici ar fi alocarea sumei de 1 milion pentru Spitalul Municipal, Spitalul Județean.
Avem în sală și managerul, în cazul în care doriți sau dorește să ia cuvântul. Doriți să luați cuvântul? Domnul președinte, așa cum se știe, utilitățile s-au scumpit la nivel național și evident și noi avem aceeași situație, un consum din ce în ce mai mare, cu preț mai mare. Noi contractul cu casa o avem la aceeași valoare. Este foarte greu să susținem utilitățile, de aceea venim și apelăm la autoritatea locală pentru a putea să ne ajute să suplimentăm suma pentru a putea să achităm facturile. Ne-am îndreptat și la minister. Ministerul nu are posibilitate legală să ne dea pentru cheltuieli curente, ne dă doar pentru investiții și tot timpul ne-a solicitat să ne îndreptăm către autoritatea locală să poată să vină să ne ajute în suplimentarea sumelor pentru achitarea facturilor. De aceea am rugămintea să vă aplecați și să ne ajutați pentru a putea să venim cu facturile la zi, să nu cădem deja avem notificări pentru a ne tăia curentul efectiv și gazul. De aceea trebuie să venim să le plătim la zi, să putem să funcționăm. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Sper să nu ajungem în cazul acesta, dar consider că totuși ce vă spune Ministerul, acum că suntem și în spațiu online, consider că Ministerul este fix cel care poate să aloce bani și pentru chestiile acestea, pentru că ce să vezi, cam la ei stă partea legislativă. Dar Consiliul Județean Vrancea, prin ceea ce facem, vom susține, bineînțeles, și nu vom pune în pericol funcționalitatea Spitalului Județean. Dacă mai sunt intervenții, vă rog, domnul consilier Dănuț. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Grupul Consiliului PSD a susținut întotdeauna proiectele de dezvoltare ale județului, în urmare și rectificările de buget, iată, anul acesta am avut mai multe, în care au trebuit să rezolvăm unele aspecte chiar urgente, cum este și cel de față. În egală măsură am fost de acord și cu rectificarea bugetară de acum câteva luni, când pentru bazinul de nod didactic a fost alocat o sumă de bani privind întreținerea de acolo, iar iată, la o lună de zile de la redeschidere, acum 14 ore eram la bazin, domnule președinte, era tulbure. Probabil nu știți încă. Era tulbure, nu știu în care cărui fapt s-a ajuns la situația asta, probabil datorită unor substanțe lipsă, nu știu, nu cunosc, doar că vă rog să aveți în vedere, cetățenii județului vin la bazin, și eu merg la bazin, recunosc, iar atunci când ușa este deschisă, înseamnă că totul este în regulă înăuntru. Mulțumesc. E bine să fim foarte informați. Eu sunt chiar la curent cu tot ceea ce se întâmplă la bazin, mai ales că este, până la urmă, extrem de important, având în vedere faptul că este cam singurul din zonă care este și funcțional. Mă refer nu zonă numai în Vrancea, ci la județele de lângă. Și știu foarte bine că asta cu apa tulbure chiar o să o verificăm, dar rugămintea mea este să avem imediat, chiar să tragem acolo fugă, să vedem despre ce e vorba. Pentru că m-aș mira să fie apa tulbure. Deja nici nu vreau să creăm panică, dar nu cred. Acum, știți cum este. Nu avem și alte disfuncționalități. O dereglare a nivelului de pH, dar nu pune sigur, în pericol siguranța cetățenilor. Bun. Rugăminte să urgentăm, da? Să vedem buletele de analiză la zi. Bun. Dacă nu mai sunt intervenții, stimați colegi, vă rog, domnul. Domnule, stimați colegi, eu vă mulțumesc pentru grijă pe care o manifestați față de bazinul realizat de noi. Da. Și atât contestat-o bazinul înainte de construcția. Dar eu cred că echipa managerială de la bazin de acolo ar trebui să fie mai fâșneați un pic. Și să facă mai mult pentru a atrage copiii din județul Vrancea, ca să învețe cele 10 ore care sunt gratuite conform hotărârii Consiliului Județean. Mulțumesc! Cu siguranță. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, vă supun la vot proiectul așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Domnul și domnul consilieri, depozitându-se proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 4 octombrie 2022.
Nu înainte de a-i da cuvântul secretarul general al județului, care trebuie să facă un anunț cu privire la o hotărâre adoptată de autoritatea deliberativă. Doamna secretar general, vă rog. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor consilieri, a fost nevoie să întormim o erată la hotărârea numărul 215 din 20 septembrie, cea privind aprobarea trecerii din domeniul public al județului Vrancea în domeniul public al municipiului Focșana unor terenuri, suprafață totală de 15.000 de metri pătrați, în urma depunerii documentațiilor cadastrale întocmite la momentul încheierii procesului verbal de predare-primire, s-au constatat niște inadvertențe și ca atare ele pot fi corectate doar printr-o erată. Ca atare, în anexa 2 a hotărârii numărul 215, la poziția 285, în coloana elemente de identificare, în loc de localitate Focșan, suprafață de teren 14.930 metri pătrați, dar la 80.424/1, număr cadastral 67.775, se va citi localitate Focșan, suprafață de teren aceeași 14.930 metri pătrați, număr cadastral 67.775, din care 14.348 metri pătrați din tarla 80.484/1, având categoria de folosință arabil, și 582 metri pătrați din tarla 80.424/2, având categoria de folosință fâșneață. Fâneață, mă iertați-mă. În anexa numărul 3 a aceleiași hotărâri, în coloana elemente de identificare, localitate Focșan, suprafață totală de teren 157.899 metri pătrați, dar la 80.424/1, 422/2, număr cadastral 67.775, în loc de suprafață de teren 31.158 metri pătrați arabil, dar la 80 pe parcelă 424/1 și suprafață de teren de 126.741 metri pătrați fâneață, dar la 80 parcelă 422/2 se va citi suprafață de teren de 31.739 metri pătrați arabil, dar la parcelă similare, suprafață de teren de 126.160 metri pătrați, fâneață, aceeași tarla și parcelă. Această erată va fi publicată și pe site-ul Consiliului Județean în dreptul hotărârii și va fi comunicată și municipiului Focșani, autorității și autorității deliberative, Consiliul Local Focșan, pentru ca la inventariere să aibă în vedere aceste modificări. Mulțumesc! Mulțumim mult! Nu uităm că mâine e 5 octombrie, ziua educației, așa că la mulți ani tuturor! Sănătate!